La o poveste așa după 11 ani de povestiri și de povesti cu dumneavoastră. Acum tot vine perioada Crăciunului și cred că spar nucile pentru cozonaci. Am încercat și noi să ne creștem nivelul de omega 3 în creier, pentru că am auzit că 3 nuci pe zi sunt absolut utile și cum pauza a fost insuficientă pentru a termina, ne pregătim pentru următoarea pauză cu alte nuci. Puteți să faceți și dumneavoastră asta acasă, chiar și în timp ce noi povestim aici, dacă sunteți în asentimentul nostru. N-am apucat să povestim foarte mult despre lucrurile mai puțin văzute ale acestei meserii și poate că n-ar fi rău să le povestim telespectatorilor de ce ne raportăm noi sau cum ne raportăm noi la anumite evenimente, oameni, întâmplări, spectacole chiar, și de ce există sau de ce se văd din exterior lucrurile atât de roz? Nu neapărat atât de roz, dar se văd așa, ușor lucrate, regizate. Viața asta este o regie. Da, toată viața este o regie. Uneori este o regie mai reușită, uneori este o regie de-a dreptul reușită. Mai stricată sau așa. Uneori este o regie canuca. Canuca în perete, da. Eu, din păcate, sau nu știu, viața mea de interpret de cântec popular nu este în regiile foarte multor colegi de cântec. Nu mă plâng, dar sunt niște realități. Peste tot sunt oameni care știu să perieze și să netiezească ca să ajungă în față. Eu niciodată n-am făcut acest lucru și nu o să-l fac. Și nu sunt, îmi place mie să spun, pești în folclor. Eu nu sunt în grațiile peștilor din folclor și de aceea nici nu am foarte multe spectacole și evenimente. Dacă vorbești despre pești, ne induci acum într-o stare de bunăstare. Pești, da, totuși sunt, da, buni. E bine să ai pește? E bine să ai pește în weekend. Eu n-am pește. Da, în weekend-uri se mănâncă pește pentru că e dezlegare la pește, foarte multă dezlegare la pește în postul Crăciunului. Și la nuci și la fapte bune. Și oricând e dezlegare la fapte bune. Eu nu sunt în grațiile lor, nici nu vreau să fiu. Dacă pe mine mă invită cineva, mă duc. Dar să știe toată lumea că În sens invers nu e la fel. Ca, așa cum ai spus tu, că nu ești în grațiile tuturor. Dar invers nu stau lucrurile tocmai așa. Ai dreptate. Și eu, de exemplu, uite, sunt foarte mulți soliști care nu au calitățile morale pe care eu mi-aș dori să le aibă, dar le-am zis, măi fraților, raportat la radio, acum mă opresc un pic la radio, artistul nu are la radio de a face cu omul. Eu la radio promovez creația, artistul creația, și creația. Creația lui, creația, da. Și atunci, pe mine nu mă deranjează, dar îmi pare foarte rău că în loc să fie o armonie, unul e mai deștept ca altul, unul mai o făcut mai mult decât altul. Mai facem batjocuri cu oamenii. Mai facem batjocuri, îți bat joc. Crede-mă, uite, de ce îmi place foarte mult și vorbeam cu doamna Mărioara Precu, pentru că în urmă cu câteva zile am călătorit la Bistrița, mă simt foarte bine în compania artiștilor din generația domniei sale. Pentru că sunt atât de calmi, atât de liniștiți, nu-i vezi povestind, nu-i vezi făcând miștouri, dar când nu te dau duci întrecere unii cu alții. Nu dau concurs, știi, când eram, hai să dăm concurs, care aruncă mai departe piatra în Mureș. Știi? Și la câte emisiuni apar, de câte ori se aude piesa la radio. Deci așa. Asta ne consumă și energia și timpul, da, și viața. Dar nu poți să fii doar cu fosta mea Fecior Holtei și te întâlnești și cu alți colegi pentru care, nu știu, eu chiar mi-am dorit să-i cunosc pe anumiți soliști și cunoscându-i și văzându-le atitudinea și văzând cât sunt e ciufelnic, știi cum zice Mica de la lui Iariu, așa parcă îmi este silă și chiar în ultima vreme a ajuns să-mi fie silă și să am o repulsie la anumiți colegi, dar tu în calitatea de redactor de radio trebuie să treci peste toate lucrurile astea. Eu trec peste toate, dar acum vorbim de la om la om. Sigur, și da, să analizezi ceea ce crezi că merită promovat pe viitor și să îi lași pe fiecare în plata Domnului. Și mulți se feresc de mine pentru că eu întotdeauna le-am zis, măi, apăresc cu un costum popular adevărat. Uite, vezi, la costumul ăsta nu mere
la cămașa asta nu merge cătrința aia sau straița care o ai, o straiță dintr-un ștergar de artizanat cu sută și straiță. Nu e o straiță adevărată. O cămașă întreagă făcută din... din tindeaie. Dacă, da, e la modă să tai, uite, e un model extraordinar aici. E foarte frumos. Hai, fraților, luați-l de model și coasă-ți-vă pe o cămașă. Nu, nu sunt adeptul aplicațiilor, nu sunt adeptul costumelor care te duci și iei dantelă și l-ai trântit, ai trântit-o pe chept și cu asta, basta. Și spunând lucruri din astea, am observat că foarte mulți zic, bă, ăsta e rău. Dar n-ai observat că te și îngraș în această perioadă? Da, mă îngraș. Chiar a scris cineva la radio că chiar m-am amuzat și un om pe care... Eu îi respect pe toți și este vorba despre un deținut care atât de frumos scrie, foarte frumos. Caligrafic și... sau cuvintele frumoase? Și caligrafic și cuvintele frumoase, deci foarte frumos. Și ne-a trimis la radio goblenuri înainte de sărbătorile de Paști. Și ne asculta, era la penitenciar la Gherla și ne asculta la radio. L-am mutat la Baia Mare, am aflat chestiile astea citind scrisoare. L-am mutat la Baia Mare, nu mai are radio, dar are televizor. Și m-a văzut la Hora și mi-a scris o pagină în scrisoare cât e gras eu și că ar trebui să slăbesc 20 de kilograme. Că... Nu, eu mă gândeam că dacă te-ai îngrășat în perioada aceea despre care povesteam, când unii erau nemulțumiți, oferindu-ți virtual, evident, foarte multă mâncare. Da, păi am mâncat, de viața mea, deci de-aia așa de-aia avem. Da. Cu cât suntem mai împliniți așa trupește, cu atât sau când am vezi... avut donatori de mâncare. Da, 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 deci eu, la mine, e cam la ordinea zilei să... Mai cântăm, o țărăm? Cântăm, cum să nu cântăm? Nu mă dau pe un joc de cuie. Un joc de cuie. E un cânte care l-am făcut în... cinstea acelor femei din Luieriu care au avut nume adevărate românești. Și sunt femeile care eu le-am cunoscut, 10, și mai sunt încă, ar mai fi încă vreo 10. Zânovica, Crușița, Teofila, Florentina, că e bunica mea și am zis că o pui și pe dumneai ei, Mășinica. No, cine mai pune numele la copil Mășinica? Zenovia. Zânovica, la noi era Zânovica Luntu. Paraștivă. Paulină. Nu, mai frate. Auruță. Auruță, Auruța e în cetiraș de la Reghin. O, păi cu cetirașul de la Reghin, cât e s-o supărat pe mine, că o zică, apoi șerma pe Auruța, ai pus-o în cântare, să ne faci și n-au o cântare. Păi Auruța merită. Dar nu știu care e Auruța, aia care face brânză? Aia care face brânză, e singura Auruță din Luieriu. Deci dacă ne vede Auruța, ne prinde la Luieriu. Măi, cred că o să fie pe acasă, că dacă o să se trage Auruța cu stână. De la Luieriu, din Balca. Și mai face încă brânză, din aia bună. La primăvară. Și când e cu noi acesta... Noi încă mai așteptăm. Și când e cu Pastoral, care l-a cântat tura trecută, a fost, este povestea lor de viață. Cătrința și Drajmis Ochii. Hai că prui. Hai că prui, hai că prui. Hai, hai. Hai să ascultăm și apoi după aceea vedem câte minute ne mai dă regia, pentru că tortul acesta se topește în fața privirilor mele. Nu, în fața privirilor mele. Adi Moca este în... ține post și... Chiar regretăm că nu poate să împartă cu noi această bunătate pe care ne-a dus-o Andrei și pe care o vedeți și dumneavoastră aici. Deci acesta este tortul. Eu nu știu exact pe care cameră să mă uit, dar îl vedeți dumneavoastră. Știi ce regret, Mihai? Nu știu, se aude? Da, se aude. Îmi pare rău că nu am avut timp să fac eu un tort acasă și să vă aduc un tort. De data asta am apelat la tortul de la Bolda, dar eu cred că e bun. Ai folosit caramelul și ai cerut cu caramel așa cum este plăcerea mea. Da, și pentru cu asta țin, deasupra. Țin neapărat să-ți mulțumesc pentru lucrul cu ăsta. Cu drag, hai, oricum. Hai să ascultăm melodiile pregătite și ne întoarcem. Hăi să călănie la pienchioc, ei, ia de fata să-ți o joc. Hai și de nu a juca bine, nu-i avea haznă de mine, zi mă! Te murăși mândru-i jocul, însă cal și Luieriu. Hai la 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 jocul de început. Că nu l-am jucat de mult. Hai, la, 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 la. Cu mândruța din să calmă. Hai, la, 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 la. Pisumână ca n-ardeală, mă. Hai, la, 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 la. Hai, vetuță, să te joc. Ei, pisumână, să te-ntorc.
hai că ai șurțul numai flori cu sudiarna șezători. Numai valea dacă-i trece, la luieri mă așteaptă zece. Hai, la 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 la. Tăche fain e și gătache, cum nu vezi în alte sache. Hai, la 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 la. Zinovica luntu-mă. Hai, la 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 la. Joacă iute ca vântu-mă. Hai, la 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 la. Și cu șurțul mă lovește. Ei, miche nașmă și stropșește. Hai ca e jocă și domnița, Teofila și Crușița, să le pup pe rând gurița, mă! Frunză verde și o lămâie, șecheraș de clasa întâie. Hai la 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 la. Trage pe struna, hai grosă, că firuca șă din casă. Hai la 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 la. Fașe pe zamărântașu. Hai la 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 la. Și n-aude șecherașu. Hai la 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 la. Gafinașu mășinica. Hei, paraștiva Todărica. Hai, de la amiază-ți la joc. Hai, tăche spară, tăche sfoc, mă! Florintină, Florintină, nu-ți pot băga nici o jină. Hai, la 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 la. Că tu mă știi mădări, jocul bine îl știi învârti. Hai, la 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 la. Și-am în doi jucăm cu rost, mă. Hai, la 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 la. Că doar nu suntem în post, mă. Hai, la 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 la. Cine joacă în postul mic? Hai, face bube pe buric. Hei, cine joacă în postul mare? Face râie pe spinare. Arghe-o, mă! Cine joacă mândre mulche, nu-i albiască părul-n frunche. Hai, la 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 la. Nu-i asudie cămeșa când joacă în vârchita. Hai, la 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 la. Că fechile ghipe sache. Hai, la 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 la. Lume trebuie bin jucache. La 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 la. Lui e renșe să călenșe. Hai la joc nimeni nu le întreșe. Și de mine orice s-ar spune, nu mă dau pe un joc de cuie. Hop, hop, hop. Sar lumea mândruță, la 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 la. De tine și de cătrință, la 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 la. Povânturi în șuda mea, la 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 la. De mă calcă nevoie, la la la. Și cu șurțul dinainte, la 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 la. M-ai scos mândruță din minte, la la la. Mira sar și sar mira. Hei, de tine tătă lumea lume. Să se mire și de mine, la 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 la. Când-i gândul tot la tine, la 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 la. Ca sară la joc în sat, la 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 la. Mintea mea e încelecat, la la la. Și tu și cătrința ta, la 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 la. Mi-a sușită tă mintea, la la la. Și mor lega jandarii. Hăi, pentru cătrința mândri, zi mă! Thank you.
mă, Doamne-n chemniță, la lai la lai la, la mândruța sub cătrință, la lai la lai la, într-o cătrință și poale, la lai la lai la la la, să o gâghile la pchișoare, la lai la, și mândrie iar plășe, la lai la lai la la la, ia colar și treaba mea, la lai la, lumea să ne dăie pașe, hei, noi om trăi cum ne place, zi mă! Mirasar lumea de noi, la lai la lai la, de noi mândră amândoi, la lai la lai la, suntem unul ca altul, la lai la lai la la la, ușurei ca și vântul, mă, la lai la, de nimica nu ne pasă, la lai la lai la la la, viața e una și frumoasă, la lai la. Ăștia moda dorului, la 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 la, uăci căprui și bat în negru, la 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 la, mi-o mânca viața de-a-ntregu, la 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 la, uăci negri și căprui, fură inima oricui, o furat-o și pe-a mea, la 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 la. Câte zile o-i trăi, la 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 la, da oci și-mi-o ocit, la 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 la, m-o îndemnat la iubit, la 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 la, că din oci s-o revărsat un suflet bun și curat, și de mine s-o legat, la 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 la. Și tăiesc cu lumină, la 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 la, și port în a mea inimă, la 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 la, și nici cum nu-i o-i uita, la 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 la, că m-o învăța dragostea, la 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 la, că în veci n-am mai crezut, că o iubi așa mult, cât o-i trăi n-am să-i uit, la 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 la. Și tăiesc un izvor, la 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 la, de dragoste și de dor, la 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 la, și din izvor am beut, la 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 la, de-aia por drag și dor mult, la 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 la, vin oacită-i către mine, dorul și dragostea vine, și trăiesc cu drag în lume, la 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 la. Mândră oci tăi căprui, ăștia moda dorului, ăștia moda dorului, la 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 la. De 11 ani, viața satului Mureșan, și ca să parafrazăm ceea ce am auzit în al doilea cântec al lui Andrei Romanica. Nu-i rămas lume de tine, când e rău tu zici că e bine, când e bine zici că e rău, nu-i rămas de capul tău. Asta e afel de binecuvântare, plenitudini de chiar pentru toți cei... Știi că la țară, cel puțin la noi, mira asta, lumea e ca bună ziua, știi? La mine, spre exemplu, no, încă trău, e un fel de salut. Încă trău. No, încă trău ți-ai pornit. Da. Nu că te-ar interesa neapărat unde să da, duci. Da, așa, ca... No, încă trău. Măi, eu zic că e bine încă până ne mai întreabă cineva încă trău sau până mergi mirasa, lumea sau... Pentru că și la țară s-o cam sălbătit și doamnii. Da, televizorul cred că sălbăticește pe toți. Sălbat ești rău, câteodată eu mă, cel puțin mă îngrozesc. De ce? De faptul că și la tinerii, țară... Tinerii din zona rurală sau chiar persoanele nu, mature? Nu, neapărat tinerii, și persoanele mature. Emancipate. Emancipate, da.
Deci emancipat nu are legătură cu chipurile. Nu, e nu. Ceva de selfie. A venit mai și vremea deoferit. Cu chipurile, stai liniștit. Nu știu, parcă... Dacă te-ai pus pe poala lui Mătușa, ai șifonat-o și s-a făcut tragedia cea mai mare. Dacă te-ai atins de ea... Poate Mătușa vrea să facă impresie bună la vreun nene. La vreun cheache, nu? Așa. Nu știu, parcă și acolo, că nu, îi vedeam pe oamenii de la țară cu mai multă înțelepciune. Sunt și oameni înțelepți, dar și femeile alea cu năframă, care, măi, bunicile noastre, multe dintre ele gândești că nu știu ce-o pățit. Și nu a pățit nimic. Și nu a pățit nimic. Îs cu năframă, cu rochie, cu cojoc, îs cu... Da... Știi ce am zis într-o zi și am mai povestit și altor artiști? Atunci când vrei să faci un videoclip și vrei să fii cât de cât natural și foarte natural, să faci în așa fel încât chiar să fie. Și mă gândeam, mulți își pun părinții, bunicii, femei în vârstă care să dau frumos un videoclip, mai ales dacă o poveste implică așa ceva. Să-i lase să fie îmbrăcați așa cum erau ele îmbrăcate, cu vigănile lor negre, cu respectivul sweater pe care îl aveau, cu cum se prindeau ele în spate, deci să nu le impună. Ai văzut, eu am un video, am mai multe videoclipuri, este un videoclip Mică dragă mama mea, în care e mica mea personaj. Mica ta care e bunica mea, da. Rog pe Dumnezeu să-i dea multă sănătate și să trăiască mulți, mulți ani. Și când i-am zis, uite, vrei să vin videoclip, dar zice, mă îmbrac cu zaghi, nu te îmbraci cu zaghi. Rochie, bine, am o rochie mai faină, țără, nu o rochie de-aia care mereu și de la găini și pune ceapă. Ce vegană la... Dar nu e rochie. Și i-am dat șurzi de la de mătasă înfundată cu fodor, cum purtau exact. Pe vremuri. Și eu încă am prins la Luieriu femei, și acum sunt femei vara care vin la biserică cu cămea așa, cu strânsă la mânecă cu fodor, cu laibăr și cu rochie. Și am zis, no, așa trebuie să fii și cu năframă de tergal cum se poartă acum. Bine, într-adevăr, i-am dat o cămașă un pic mai faină, mai mândră. O cămașă pentru că modelul de pe acea cămașă numai la Luieriu este și l-am regăsit, da. Luierul și un puțin lasă calul de pădure. Și am zis, no, să fie așa. După ce am făcut iarăși un videoclip pe cântecul Ceteraș de la Reghin, no, într-adevăr, m-au întrebat femeile, au venit acolo cu zaghi, știi, și cu cămeș, m-au întrebat, Daniel, o năfrenghe mătasă? Nu. Gheață cea năframă de tergal care o porți zi de zi. Năfremele cu mătasă... Sau le mai vezi făcând în cuptor sau... plămădind pe acolo ceva, frământând plămădeala și să îmbrăcate de... Nici la sărbătoare nu se îmbrăcau atât, da. de și festiv. Și lumea când face în cuptor, e clar că te umple de fărină. Sau mai vezi la căpălit pe cineva îmbrăcat așa în costum. Trebuie să facem o diferență foarte clară dacă vorbim despre naturalețe, că nu putem să concepem, și sper că nu crede cineva, că într-un asemenea costum Andrei merge la cosât. Nu, deci eu am acasă costume. Există chimeașa simplă de lucru. Cămașa care e lucru și cămașa care e de sărbătoare. Eu am foarte multe cămăși care sunt foarte simple și alea erau cămășile de tătă ziua. Eu l-am prins pe tete Iacob Alugicu, era peste drum de noi, a trăit vreo 90 de ani. Umbla cu nădraj negri, că vara fiind cal nu mai umbla cu șorici și așa mai departe, deci pantaloni negri avea și cămașă albă. Și vreau să zic că după ce a murit, cămășile dumisale au ajuns la mine, le îmnere mătușa Paulină, soția lui, și umbla cu cămașă albă, dar cămașa albă era în partea din față băgată în pantaloni. Știi că fiind largi, foarte largi costumele, să nu-l încurce, vezi că te apleci, faci lături la porgi, meri în grădină, da. Ai o coșarcă de fân, și atunci o băga în partea din față în pantalon. Și în spate era cămașa lungă. Deci să nu confundăm... Deci așa era modelul. Da. Asta era. Pentru că degeaba ne uităm noi după niște cărți care propun un anumit tipic, o anumită simetrie a lucrurilor. Dacă realitatea din teren e cu totul altfel. Am mai văzut și la un concurs foarte mare pe care îl cunoști și tu, în care o tânără era apostrofată că de ce nu e îmbrăcată în costumul din zona ei natală. Da, eu am văzut acum la Reghin, a fost un festival. Nu știu, Mureș, Dorurile tale sau cum se numește. Bun, foarte frumos, îmbrăcată toată lumea. Dar s-a dat, de exemplu, premiu pentru cel mai autentic costum. O pinci în picioare, zaghi,
Da. Cu mătasă. Să le spunem, zadiile sunt niște cătrințe mai subțire, mai subțire pentru tinerele. Deci opinca niciodată nu a fost la zadia cu mătasă. Și cămașă... Nu s-a pus nimeni problema că perioada opincii când... Perioada opincii a fost când era șurț dinainte și cătrință dinapoi. Și cămașă cu șură peste cot, acel model peste... Și așa o asorta tânăra. Cămașă cu șură peste cot, care nu se purta la zadie cu mătasă și opincă. Și dai premiu pentru autenticitate. Îmi pare foarte rău. Dezamăgit maxim. Și fata așa are origine la mine, la lui Eriu. Deci eu nu-i spun, pentru că dacă îi spun, zice că îți deștept și sfătos. Treaba ei, că fiecare pasăre pe limba ei piere. Dar să dai tu premiu oameni care... Dar nu e de vină cea care a primit, e de vină cine a acordat, nu? Deci să acorzi tu premiu pentru cel mai autentic costum. Da, cămașa autentic, opinci autentice, dar nu erau îmbinate bine. Da, nu era din același secol, nu? Nu era din aceeași poveste, erau povești paralele. Să nu vă supărați că-s rău, da? Sunt niște realități. Și eu, de exemplu, nu sunt autentic, am ștram din ăștia pe mine, că nu mi-s gata nădragea țăsuț. Și recunosc. Haideți. Nu pun bani pe cură ca să mă fălesc, așa s-a purtat. Vreau să te întreb altceva, pentru că mă apropie de final. Se apropie sărbătoarea Crăciunului. E ceva, un moment care ar trebui spus și celorlalți drept model pentru a petrece Crăciunul. Nu a ne petrece, a petrece Crăciunul. Să nu uităm motivul sărbătorii. Să nu ne bucurăm de Crăciun că tăiem porcul și că facem 10 prăjituri și caș de porc și răcitură și salată beov și ciorbă de pereșoare. Nu. Să ne bucurăm că s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, să-L cinstim prin colinde, prin acele jocuri care se făceau la sărbători. Da. Pentru că este o sărbătoare a bucuriei. Să îi cinstim și să-i omenim pe copiii care ne trec pragul casei și aduc colinda. Exact. Și care sper eu să colinde de la un capăt la altul colinda. Vai, eu vreau să spun și nu din alea astăzi s-a născut cel fără de început. Eu când așa am auzit că ies în prag. Se cântă acum atât de ritmat când nu știi dacă e ceva variantă nouă. Astăzi s-a născut cel fără de început. Pe de aia așa se făcea la noi cu capră. Ta, 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 ta. Mă rog, la voi e turcă, la noi e capră. Și să ne bucurăm de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos prin fapte bune, prin a merge la biserică. Așa de drag mi când mergi în ziua de Crăciun și să colindă la biserică. Și eu le dau o recomandare celor care fac parte din grupurile vocale și care știu să colinde. Colindați la biserică, nu doar o ce veste minunată deschide ușa creștinii. Colindați și colindele care se colindau acolo în sat. Dumnezeu de la început, am venit să împlinim. Dumnezeu de la început, chiar n-am auzit-o de mult. Viță verde de măr verde. Deci să se colinde în grădina raiului. Să se colinde colinzile de acolo, la chiar fântâna dacă sunt soarelui. Aici, da. Eu am colindat cu un grup de colegi de-ai mei la biserică la lui Ieru, în urmă cu câțiva ani, Miorița. Toată lumea trebuie să zice, păi zice, asta o colindam noi când eram copii. Da. Să se colinde. Pentru și că se colindă mai greu și ai nevoie de aer și de ambitus și așa, da, mai departe, mulți renunță și ai observat că și tinerii noștri nici măcar nu colindă toată colinda. Nu, că o scurtează. Și asta vreau să zic. Când vin colindători, eu ies în prag. Când mă văd să spărie copiii. Mă, colindați o tătă, că dacă nu, nu căpătați nimica. Să vezi săracii cum tremură, dar pentru atât capătă, știi, și mai și înțelegi că... Și mă bucur încă că aud în alte locuri. Poate nici părinții lor nu le știu să le spună. Vezi treaba. Și aud în alte locuri, apoi la noi nu umblă nimeni la colindat. Eu mă bucur că încă îi vezi că umblă și că vin cu drag. Eu nu mă bucur când auzi în seara de ajun doar, nu știu, difuzoarele care unde se colindă. Deci n-am nevoie, sau asta pot să aud în fiecare zi, în fiecare oră, să aud difuzoarele care cântă colinde. Vreau să aud cetele de colindători, să aud câinii cum latră venind oamenii, să ne colindăm unii pe alții, chiar dacă probabil condițiile sunt așa cum sunt, dar să ne colindăm unii pe alții. Și dacă să fac jocuri în satie, să joace lumea învârtită, să joace de-a lungul, nu toată lumea o horă. Mirasa lumea de-a Dar nu așa se face la televizor, nu se arată numai că oamenii în spatele cântărețului fac așa. Horă. Fac așa. Păi fac așa că dacă aș ști măcar să mestece mămăligă, dar nu știu să mestece nici mămăligă. Fac așa că așa fac.
că toată lumea într-o horă, toată lumea să ne prindem într-o horă. Jucați, oameni buni, mie îmi place de Mihăilă de la Edicel, al lui Tanti Rafila. Care nu se ia, care după, iartă, care nu se ia după un... un tipic nou. Și vezi, uite, eu fost la televizor, la concursul, marele concurs. I s-au impus de cei de acolo să vii cu ăla, cu ăla și cu ăla. El a vrut să vină cu oameni care să colinde așa ca la Edicel și nu l-au lăsat. De ce? Nu știu la ce emisiune a fost. La o emisiune care, hei, la mod acum. No, de ce? Și noi, ca realizatori și redactori și ce om fi noi, trebuie să acceptăm ceea ce este adevărat acolo în... Eu am făcut texte și au venit din... Le-am dat la colegi care au zis că când n-am auzit eu, dar eu am auzit, au zis că le-au făcut ei pe sufletul lor, dar nu e adevărat, că eu le-am făcut. Când au venit mari realizatori de emisiuni și au zis, vai, cum poți să spui expresia aceasta în cântec? Sau colegi care au înregistrat la radio, la București. Păi mi-au zis cu tărică din sudul țării că cum să fie... Textul nu e bun așa. Păi cu tărică să se intereseze cum se vorbește în zona respectivă, care sunt expresiile întâlnite în zona respectivă. În Oltenia se zice firea al dracu, nu? Da, dar și ca un fel de Doamne lumea, ajută. Nu? Da. Așa că hai să lăsăm, să-i dăm cezarul ce al cezarului și să nu ne ascundem de niște lucruri adevărate. Nu, dar observați că există niște anumite persoane care sunt fel de Dumnezei a folclorului, care cred, Dumnezei lor. Care cred că folclorul este o chestiune secularizată și că doar ei au acces spre infinita putere a folclorului. Ei știu despre costume, ei știu despre cântece, ei știu despre tot ceea ce se întâmplă. Bă, ei știu, pentru că ei știu ceea ce știu din cărți, dar în momentul în care pleacă în teritoriu, acolo unde este adevărul, ei nu ajung în teritoriu, ei doar sunt invitați în marile evenimente, doar sunt scoși în evidență. În jurii, da, taie și spide, că dar nu știu. Le spun sau n-au cătrințele cum trebuie, pentru că e așa o imagine despre unii care... și în anii 60, și să știți că și în anii 60, cei care au ajuns interpreți au mai înflorit niște lucruri, să nu credeți că totul e, că e puritatea absolută a folclorului. Da. Și aia din 60 își mai punea câte o năframă așa și nu știu ce. Spre exemplu, povesteam cu doamna Leontina Pop la un moment dat, chestiunea cu mărgelele, ai identificat-o și ai individualizat-o. Nu înseamnă exact neapărat că dacă ești de pe Valea Gurghiului, trebuie să spui, cred că nici nu i-ar fi plăcut ca altcineva să-și mai pună mărgele și pe apoi nu pe vezi, năframă. Hai, dragă și dragi oameni buni, tătiesc cu flori în cap. Cum Dumnezeu nu le doare cap, măi, de la tia flori? Îți cu china în cap, eu așa le zic, măi, dar china e mare. Nu cu crinie. Așa ceva nu se poate, deci te duci, nu mai știi care e una și care e alta. Uite, și doamna Leontina Pop, tot respectul, s-a personalizat prin acele mărgele pe năframă. Bun, dar în ziua de astăzi e foarte greu să ieși în evidență cu ceva. Dar și nu trebuie numai prin cum te îmbraci. Și trebuie să te evidențiezi și voce, prin repertoriu, și prin voce, și prin cultură, și cunoștințe. Nu e suficient numai să cânti. Dragi tineri, aveți motive de personalizare suficiente. Încă o paranteză înainte de final. Îmi spune cineva, este o tipă, nu știu cum o cheamă, și s-a dus și a filmat la nu știu ce televiziune, adică știu, dar nu are rost să spun, dar noi ar vrea ca Radio Târgu Mureș să fie primul post care o lansează și care o scoate în evidență. Deci ce onoare ar fi pentru noi să fim noi primii care o fac cunoscută publicului. Și zice, are și un filmuleț pe internet. Și când au, frate, un cântec care îl cântă tăți copii, un cântec de al unei soliste din Mureș, îl cânta și zic, cum pot să o dau eu la radio cu cântecul solistei care trăiește, care este în vogă, care o cunoaște lumea, care o iubită? Cum pot să fac lucrul ăsta? Nu știu. Dar să fim noi onorați și să fim primii care dăm... Tu ești dai rău. Eu sunt foarte rău și al dracului. Așa. Ca să folosim toate cuvintele. Andrei, da, noi ne apropiem de final. Doamne, ca să nu zic că, să nu-i chiar regea că ne-am depășit atribuțiunile, ne-a folosit azi cuvinte ardelenești. N-am vrut să se simte cineva ofuscat pe noi, dar dacă se simte, este fix problema. Tu știi bancul cu Ninu? Nu mă interesează. Nu mă interesează. E de la Maria Neagă, o îmbrățișez și pe Maria.
Astăzi am făcut o scurtă recenzie. Poate în emisiunile viitoare mai povestim câte ceva despre viața satului Mureșan și despre cum am ajuns noi la cei 11 ani. Vă mulțumim pentru urările făcute în avans și post eveniment. Andrei, îți mulțumim tare frumos. Pe final ți-am pregătit un spațiu pentru trei colinde. Colinda țiganilor, spuneai că este o colindă de la tine din sat și care... Miorița la fel. Miorița la fel. Apoi Maica Sfânta lui Iisus. Maica Sfânta lui Iisus, am cules-o de la Sfânt Martinul de Câmpie. Am uitat ca pământul cum o cheamă pe tanti, dar știu că ea cântă la mănăstire la Sfânt Martin și o femeie foarte de treabă și foarte dragă mie. Dar am uitat cum o cheamă. Lena, nu mai știu. Dacă și... Elena e bine. Au un nume frumos, să fie sănătoasă și să fie sănătoși toți oamenii și să aibă sărbători frumoase. Exact. Și la mulți ani români, la mulți ani Televiziunea Târgu Mureș, la mulți ani Mihai Nașca, și să ne întâlnim mai des și tot la ceasuri de aniversare. Și să ție Dumnezeu în ravă. Să mai povestim ca să mai aibă și lumea de povestit despre noi după aceea. Așa, să zică, dar noi știm bancul cu Ninu. Ninu ne interesează. Și putem mânca, că sunt eu. și încă mai încăpem. Doamne ajută. Mulțumim încă o dată. Andrei, te rog să iei loc acolo, în spațiu special amenajat pentru evenimentele noastre. Ne reîntâlnim, dacă bunul Dumnezeu ne hărăzește acest lucru, și mai spre aproape spre sărbătoarea creștină a nașterii Domnului, spre Crăciun. Ne vom reîntâlni cu alți oameni care au ținut să fie alături de noi. Le mulțumim celor care au stat în fața micului ecran și sper că v-ați distrat alături de noi în discuții mai mult sau mai puțin filozofale și serioase, dar cred că dedesubturile le-ați putut înțelege și dumneavoastră. Îi mulțumesc lui Andrei pentru că a făcut cinste emisiunii noastre cu un tort și haideți să-l ascultăm urându-vă de fiecare dată și spunându-vă de fiecare dată: urmăriți viața satului ca să știți de unde venim și încotro ne îndreptăm. Doamne ajută! Colare, nevastă frumoasă, pare blestemată, nevastă frumoasă, pare blestemată, că ești o lăsatul, tinerel bărbatul, pruncuț ne-nfășatul, pruncuț ne-nfășatul, urmuță e păcurarii doi, voi ne adăpați de un gard legați. Ba zic, eu am văzut-o, bine am cunoscut-o, colea pe fânață, la nănaș s-o-n brață. Cum ne-o săruta, cum ne-o desmierda, și-apoi mi-o mustra, măi, și-apoi mi-o mustra. Eche, poite, eche, eche și chedu, și-n fașă-ți pruncu, da, și-n fașă-ți pruncu. Și dă-i de mâncat la tău bărbat, el ți-o fost mai drag când te-am cununat. Dă-ți văile-n strungă, păcurari să mulgă, voiță-i-a da pe coită blestemată. Suie oile la munche, florile d-albe, două mii și două suche. Dar la oi și ei erau florile d-albe, erau tripă cu răreiu. Numai unul străinielu, florile d-albe, numai unul străinielu. Și pe ăla lomânatu, florile d-albe, s-a bată oile-n satu. Când oile le-a bătutu, florile d-albe, și lui legea i-o făcutu.
ori să-l puște, ori să-l taie, florile d-alebe, ori turmuța să-i o ieie. Ho-ho-ho, stăpânii mieiu, florile d-alebe, pe mine nu mă-mpușcați-u. Nici turma nu mi-o luați-u, florile d-alebe, fără capul mi-l luați-u. Și-acolo îl îngropați-u, florile d-alebe, în târluța oilor-u. În jocuțul mieilor-u, florile d-alebe, în locul gălețelor-u. Iar fluierul meu cel dragu, florile d-alebe, mi-l puneți mie la capu. Și fluiera de-a dreapta, florile d-alebe, și trișcuța de-a stânga. Când vântul o vântura, florile d-alebe, fluierul o fluiera. Trișcuța înșepea zâșe, florile d-alebe, oile tăche s-or strânge. Doamne, cu jele mor plânge, florile d-alebe, Doamne, cu jele mor plânge. Eu am două oi bălăiu, florile d-alebe, alea mor plânge pe văiu. Eu am două oi cornute, florile d-alebe, alea mor plânge pe munte. Și am două ocișele, florile d-alebe, alea mor plânge cu jale. Măi, Ioane, văsălie, florile d-alebe, un las lăsat pe Ilie. Ilie-o rămas pe văiu, florile d-alebe, să-și capete oi bălăiu. Ilie-o rămas pe munche, florile d-alebe, să-și capete oi cornuche. Ilie-o rămas pe vale, florile d-alebe, să-și facă turma mai mare. Rămâi gazdă sănătosă, să plătești colinda noastră, un colac de grâu frumos, ca și fața lui Hristos. La anul și la mulți ani! Maica Domnului Iisus, zâurele de ziua, rătășește-n jos și-n sus, zâurele de ziua. La un graj de cai sosește, zâurele de ziua, în iesle hodinește, zâurele de ziua. Cai rod fac tropot mare, zâurele de ziua, Maica hodină nu are, zâurele de ziua. Firascaia furisâță, zâurele de ziua, de mine și Domnul Sfânt, zâurele de ziua. Mersul săvă și-n ham, zâurele de ziua, precum eu hodină n-am, zâurele de ziua. Să n-aveți la mers paslin, zâurele de ziua, la mâ-
în care răgați plin ziurile de ziua. Numai ziua de ispas, ziurile de ziua, și atunci și anumul și astăzi ziurile de ziua. Maica Sfântă preaslăvită, ziurile de ziua, rătășește obosită, ziurile de ziua. Sosește ziurele de ziua, jos în iesle hodinește ziurele de ziua. Boii blânzi la ea privesc ziurele de ziua, cu abur eu încălzesc ziurele de ziua. Pe la cântători târziu, ziurele de ziua, Maica Sfântă naștul fiu, ziurele de ziua. Stele sus ardeau, ziurele de ziua, magii virghe s-nchinau, ziurele de ziua. Aduc smirnă și tămâie,